Băi, oameni, ne-am adunat 300 de oameni. Mă rog, în momentul în care filmez clipul ăsta, suntem 303, which is amazing. Nu pot decât să vă mulțumesc, Doamne, deci mă bucur atât de mult și sunt atât de fericită pentru faptul că efectiv ne adunăm tot mai mult și tot mai mulți și familia de cititori internauți crește din ce în ce mai mult și nu pot decât să mă bucur și să vă mulțumesc și să fiu recunoscătoare pentru fiecare mic cititor internaut ce o ales să facă parte din familia noastră micuță, ce uită că în timp crește și ne mărim din ce în ce mai mult și asta e un lucru minunat. Vă mulțumesc din suflet, nu știți cât înseamnă asta pentru mine. Ia, am făcut și o cafea, mi-am făcut o Dalgona Coffee, de aia cum îi zice. Am învățat și o să o fac și de când am învățat să o fac, asta o beau și îmi place extraordinar de mult. Deci hai să bem o Dalgona sau cum eu zice. Având în vedere că am cafeluță în mână, asta înseamnă că facem story time astăzi, dar înainte să intru în story time, am niște chestii să vi le comunic, niște chestii mai mult administrative, dacă pot să le zic așa, mă simt și eu ca administratorul de blog acum, niște chestii legate de canalul de YouTube, de canalul în limba engleză și cum o să se desfășoare lucrurile de acum înainte. Pentru că am început să lucrez și nu mai am efectiv timp la dispoziție să mă ocup de toate lucrurile pe care am vrut să le fac, am decis cu mare părere de rău să pun pe pauză canalul în limba engleză. Știu, sper să nu dezamăgesc pe nimeni cu vestea asta, dar nu am cum să mă organizez altfel și vreau ca să mi-ofer mai mult timp și să dedic mai mult timp canalului ăstuia de YouTube ca să nu mai alerg după două iepuri, ci să alerg după unul singur și să îl prind și să fac ce trebuie pe canalul ăsta. Nu e o veste ce mă bucură. În momentul în care m-am apucat de canalul în engleză, într-adevăr am avut mai mult timp la dispoziție, dar acum lucrez și nu mai pot să mă ocup și de el. El o să rămână ca un canal secundar. Nu o să șterg nimic din pe canalul ăla, deci o să rămână acolo, toate clipurile pe care le-am postat le puteți vedea, dar nu o să mai pot să postez cel puțin o bună perioadă de timp pe el, ca să pot să postez mai mult pe canalul ăsta. Și am decis că dacă tot o să iau lucrurile mai în serios și o să fac treaba, m-am gândit să facem un program de postat și am decis ca fiecare luni, miercuri și vineri să ne vedem de la ora 19. Luni și vineri o să avem clipuri de astea lungi, clipuri de astea, mă rog, clasice, ori book reviews, ori story time, de exemplu, ori cine știe ce clipuri mai fac eu, și miercuria de la 19 o să postez câte un short. Adică o să avem 3 clipuri pe săptămână, 2 clipuri mari și un clip short. Și pentru că mi-a plăcut foarte mult formatul pe care îl făceam pe canalul în engleză, cel de Book vs. Movies, am decis să-l continui și aici, pe canalul în limba română, adică o să fac tot același tip de conținut, doar că în limba română, și o să continuăm să vorbim despre filme, despre cărți și o să fac și acest tip de conținut aici, ca să nu renunț la el, pentru că mi-a plăcut foarte mult să fac și îmi place în continuare, așa că vreau să continui aici. Gata cu veștile, cu lucrurile administrative ce țin de canal. Am fost și eu administrator pentru 2-3 minute, dar acum hai să intrăm în clip, că nu vreau să lungesc foarte mult. După cum vedeți din titlu, astăzi o să vă povestesc cum nu m-am dus la facultate, care au fost motivele, cum am ajuns să nu mă duc la facultate, de fapt. Asta e practic ultima sau a treia parte din povestea cum m-am mutat de acasă și cum mi-am luat bacul în pandemie și practic clipurile astea să leagă între ele și de aia vă sugerez să le vedeți pe cealaltă două înainte să-l vedeți pe acesta, o să vi le pun în descriere ca să vă fie mai ușor să ajungeți la ele. Ca să vă fac un pic de context să înțelegeți lucrurile, să nu vă iau așa ca din oală, în clipurile precedente v-am povestit cum am mutat eu de acasă la 18 ani, v-am povestit cum mi-am luat eu bacul în pandemie și am ajuns în punctul ăla din poveste, practic, în care mi-am dat bacul și l-am luat. Sunt într-un moment foarte special, într-un moment foarte fericit din viața mea. Lucrurile parcă merg bine, lucrurile se așează cum trebuie, îs fericită, mi-am luat bacul, asta e ceea ce contează. Și lucrurile au continuat să fie bine în vara acelui an, pentru că m-am dus și în vacanță, a fost chiar primul an în care m-am dus la mare în viața mea și a fost superb, a fost minunat. Da, ne-am întors acasă și o trebuie să ne gândim, bă, ce facem în continuare. Pentru că eu până atunci am avut ideea în cap că nu mă duc la nicio facultate. Da, pentru că sunt o persoană destul de indecisă și mă răzgândesc destul de des și iau foarte multe decizii spontane care în
majoritatea cazurilor mi-au adus mai mult de câștigat decât de pierdut. E bine, nu și în cazul de față. Până la urmă m-am decis să dau la facultate, chiar în ultimele zile înainte din scrieri m-am gândit, bă, mă duc la facultate. Deci am luat decizia pe ultima sută de metri să dau la facultate după ce am ținut sus și tare că nu mă duc la facultate. Ei bine, pot să zic că am fost destul de influențată de factorii externi și de persoanele din jurul meu. Pentru că prietenul meu începea facultatea anul ăla, prietena mea cea mai bună se ducea la facultate și m-am gândit, bă, hai să dau și eu, că sigur intru, că am notă mare, chiar am fost 100% sigură în momentul în care m-am înscris că o să intru la facultate și gata, asta e viața mea de acum, mă duc la facultate, nu pot să cred. O decizie luată în ultimele zile înainte de înscrieri. M-am pus eu, frate, să-mi fac toate lucrurile necesare să mă înscriu, să îmi pregătesc dosarul, actele, tot ce trebuie ca să mă înscriu la facultate. Și ce facultate credeți că mi-am ales eu în momentul respectiv? Ce mi s-a părut mie cel mai potrivit de cuvință? A fost Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din Cluj. Am zis, mă duc acolo, cu siguranță o să-mi placă și mi-am ales domeniul de comunicare și relații publice. Pe asta am vrut eu să mă duc mai departe. Fata voastră e genul ăsta de persoană care crede foarte mult în semne. Și un lucru pe care totuși nu vi-l recomand să-l faceți, dacă vreți neapărat să mergeți la facultate, nu vă recomand să faceți ce am făcut eu. Eu, în momentul în care m-am înscris la facultate, mi-am pus o singură opțiune, deci opțiunea aia să mă duc la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, pe partea de comunicare și relații publice și nu mi-am mai pus nicio opțiune în loc. Pentru că am zis, bă, am luat notă mare, m-am uitat în anii precedenți ce, cu ce medii s-au intrat, că n-a fost chiar într-o dungă să zic că, bă, mă duc undeva unde chiar mă gândesc că n-am șanse să intru. Chiar am avut șanse mari să intru și am fost 100% sigură că o să intru la partea de comunicare și relații publice, pentru că eu când am terminat am avut media la BAC 9-20 și cu un an înainte, ultima medie de intrare la buget, să specificăm că numai la buget am vrut să mă duc, a fost de 8 și ceva, 8, 80, 90, nu mai știu exact. Și am zis, bă, cu siguranță intru, cu siguranță o să fie bine, mă duc acolo, deci am fost 100% sigură și practic am zis, bă, asta o să fie un semn, dacă trebuie să mă duc la facultate, eu o să intru, dacă nu trebuie să mă duc la facultate, nu o să intru, pentru că am fost 100% sigură că o să intru în funcție de media pe care am avut-o și mediile ce au fost în anii precedenți. M-am înscris, după ce m-am înscris, practic am fost intrată pe acest grup de WhatsApp în care am fost mai mulți băgați la oaltă, gen cred că am fost toți care am dat la Facultatea de Științe Politice. Era un grup de ăsta imens cu o grămadă de oameni și acolo vorbeam, practic începeam să cetuim unii cu alții, să vedem, bă, tu la ce departament ai ales să mergi. Și discutând așa mi-am dat seama, mă, chiar nu sunt foarte multe persoane ce au ales să meargă la comunicare și relații publice, cel puțin din persoanele care vorbeau pe chat-ul ăla. Și asta vă dați seama că m-a făcut pe mine să fiu mult mai confident în decizia pe care am luat-o și am fost 100% sigură că o să intru. Deci, băi, atâta de confident am fost în momentul respectiv eu cu media mea, cu persoanele puține care au dat la departamentul ăsta, băi. Deci n-am fost mai sigură pe nimic în viața asta decât pe faptul că o să mă duc la facultate și că o să intru la buget. Am vrut neapărat să mă duc la buget, nu pentru că ai mei n-ar fi vrut să-mi plătească facultatea, să mă duc la taxă, dar a fost o decizie pe care am luat-o și a zis nici în ruptul capului nu mă duc la taxă. Aia a fost condiția. Trebuie să vină ziua care să afișează rezultatele. Aia trebuia să fie într-o sâmbătă seara, eu eram la ai mei la țară în momentul respectiv și trebuia să se afișeze rezultatele într-o sâmbătă seara, bă, și nu s-a afișat, au zis că nu se mai afișează astăzi, se afișează mâine. Am aștept o zi, aștept duminică să vin odată ziua de duminică să se afișeze rezultatele. Trebuia să le afișez undeva duminică ora 12 sau ceva de genul ăsta, nu mai mi-amintesc. Și în momentul în care s-au afișat rezultatele, eu eram, cum am zis la e-mail, la țară, eram pe terasă, mă jucam cu pisicele și aduc aminte în momentul că nu o să-l uit toată viața. Mi se pare extraordinar de hilar momentul ăla, dar atunci vă dați seama că nu a fost pentru mine, a fost, cred că s-au rupt cerul pe mine și s-au prăbușit. Am fost, cum am zis, pe terasă, mă jucam cu pisicile, eram super ok, până primesc mesajul pe grupul ăla de pe WhatsApp, că zice cineva, bă, s-au afișat rezultatele. Vă dați seama, în momentul ăla mi-a stat inima, am intrat, n-am mai zis la nimeni nimic, am intrat efectiv pe site-ul unde trebuia să se afișeze rezultatele, ca să se prăbușească cerul pe mine. Pentru că nu am intrat la buget.
Și să vedeți ironia sorții ce m-a urmărit practic toată viața, pentru că Eva a zis că am avut media la BAC 9.20 și ultima medie cu care s-a intrat la buget a fost media de 9.23. Diferența aia de 300 timp practic a făcut diferența în... și când eram la școală, la medii, când trebuia să iei premii sau mențiuni sau chestii de genul ăla, tot timpul, alea 300 timp. Alea 300 timp de norocite mi-a făcut diferența în viață de nu știu câte ori și am făcut-o și acum. Eu am fost a șasea medie ce urma după ultima medie ce intra la buget. Practic mai erau înaintea mea încă vreo câțiva cu 9, 23 sau 22 sau 21, 20, nu mai știu exact. În momentul ăla m-a simțit atâta de hopeless și atâta de dezamăgită și de rănită încât a fost ca un copil de ăla de plânge mergând la mama. Și exact lucrul ăsta mi-a făcut. Maică-mea era afară, în grădină, nu știu ce avea de lucru, că era o zi de vară frumoasă, așa, era soare afară, era chiar o zi splendidă ca să distrame visele. Și m-am dus, frate, plângând de pe terasă, urlând, că eu am, nu știu, eu am chestia asta când plâng, bă, zici că urlu, frate, în agonie. Și m-am dus așa, smiorcăindu-mă, plângând cu inima distrusă la mama că nu am intrat la facultate. Și maică-mea era în grădină, cum vă ziceam, și eu coborând terasa, de efectiv am urlat, mami, n-am intrat la facultate. Și urlând și plângând, zbierând, am mers până în grădină după mama ca să mă duc să mă consoleze că uite ce s-a întâmplat. Reacția maică-mi a fost, cred că, cea mai priceless dintre toate. Mama efectiv a rămas șocată de felul în care eu am reacționat, pentru că nu s-a așteptat să reacționez atât de urât la vestea respectivă. Nu e ca și când aș mai fi avut alte opțiuni în viață, ca și când acolo mi s-o tăia, frate, firul vieții și mor dacă n-am intrat la facultate. Și maica mea foarte șocată, încerca să mă consoleze, să... Mă rog, ca și o mamă, dar mama era foarte gen... Băi, dar ce te plângi atâta? Ce-i cu tine, măi, frate? Era șocată că am fost atâta de afectată. Nu s-o gândit că o să fiu atâta de afectată și nici eu nu m-am gândit că o să fiu atâta de afectată. Acum, după 3 ani de la incidentul respectiv, îmi vine să râd de felul în care am reacționat. Că acum nu reacționez atâta de urât dacă cad la interviuri de angajare. Dar atunci, frate, că n-am intrat la facultate, a fost pentru mine capătul lumii, mă. Și am plâns și după aia am auzit și frații mei din casă și au venit și ei afară să vadă care e situația. Tot s-au adunat în jurul meu, eu m-am pus pe iarbă, bă, și plângeam, boceam acolo, frate. Eram desperiat, efectiv. Și ai mei, îți dați seama, nu au fost dezamăgiți, deci asta a fost chestia pe care eu am simțit-o la ei și care, practic, m-a mai ajutat pe mine, a fost faptul că nu au fost dezamăgiți de mine, ei au fost îngrijorați pentru mine, pentru felul în care am reacționat și pentru felul în care am luat vestea respectivă, încercau să mă consoleze, vă dați seama că erau acolo pentru mine, dar nu știau cum să gestioneze situația, că era foarte, nu știu, decepționată în momentul respectiv. Și știu că ziua respectivă, practic, am plâns tătă ziua, din ce mi-aduc eu aminte. Știu că plângeam pe reprize, am dus în cameră, am plâns, am adormit, că la un moment dat a fost extenuată de la plâns, m-am culcat, după aia m-am trezit, am plâns înapoi, am mâncat, m-am culcat și tot așa. Și așa cred că am dus două zile, am bocit două zile, una după alta, și după aia trebuia să vin în fire și să înfrunt situația. Nu m-a mai interesat dacă mai renunță oamenii la locuri. N-am mai gândit logic în momentele alea și nu m-a mai interesat, practic, în momentul în care am văzut când am intrat pe drum, acolo s-o sfârșit, deci acolo a fost gata. Trebuia să mă duc acasă, la Jibou înapoi, la fratele meu, că fratele meu cel mai mare nu era în momentul respectiv acolo, erau ceilalți doi frații mei și, bă, să vedem ce facem, cum mergem mai departe cu situația, v-am zis că trebuia să ne mutăm de acolo. Și dacă intram la facultate, bineînțeles că vinea în calcul opțiunea ca să mă duc să stau la cămin. Dar în momentul în care n-am mai intrat la facultate, bine, au plecat această opțiune și trebuia să vedem unde ne mutăm și ce facem. Am văzut apartamentul ăsta de ceva timp, înainte să mă gândesc eu să dau la facultate și am zis, bă, ce fain, ei, dacă ar fi să ne mutăm, bă, ce fain ar fi să ne mutăm aici, ai foarte fain, chiar mi-a plăcut foarte mult și chiar e un apartament foarte fain. Bă, dacă n-am intrat la facultate, am zis, hai să încercăm să ne interesăm. Eu am fost disponibil și am venit să-l vedem și fost și alții care se interesau pentru el și mi-am gândit, bă, dintre toți nu ne-or alege pe noi și culmea chiar că o ales să ne-l deie nouă și a fost foarte fain și ne-am
bucurat foarte mult și au trecut 2 ani de atunci și atunci stăm tot aici și suntem foarte recunoscători și ne place foarte mult aici, că e o zonă foarte calme, apartamentul e foarte fain, proprietarii sunt foarte calme. We hit the jackpot. După marea mea dramă că n-am intrat la facultate, măcar am avut partea asta bună că ne-am mutat într-un loc bun și că stăm aici și continuare și e bine. Hai să ne întoarcem totuși înapoi la momentul în care eu n-am intrat la facultate, pentru că mai am niște chestii de adăugat, niște chestii pe care eu atunci nu le-am înțeles la momentul respectiv, dar le-am înțeles după aia. Pentru că după ce treci de moment și vezi lucrurile cu alți ochi, vezi de fapt ce te-a marcat mai mult atunci și după aia mi-am dat seama de ce am fost eu atât de afectată în momentul în care nu am intrat la facultate. Motivul a fost că, practic, dezamăgirea asta m-a lovit foarte mult în mândrie. Cred că asta a fost ceea ce m-a afectat pe mine cel mai mult și asta a fost lecția pe care eu trebuie să o învăț atunci, cum ar zice englezul, to swallow my pride. Că nu am putut să concep faptul că restul colegilor mei își puneau tot acolo pe Facebook că au intrat la facultate, nu știu de care, mai de care, nu putea să concep faptul că persoanele din jurul meu, persoanele cu care m-am gândit, bă, o să mă duc la facultate, o să fie foarte fain și o să am experiența asta, ei o intrat și eu nu și a fost efectiv sentimentul ăla, odată că rămâi în urmă, odată că ai dezamăgit pe toată lumea, odată că ești prost, așa m-am simțit și efectiv faptul că n-am fost eu capabilă să intru la facultate și că o trebuit să îmi dau cu mândria de pământ și să iau lucrurile așa cum sunt. Și o trebuie să învăț că în viață lucrurile nu le primești doar pentru că tu te consideri vrednic, chiar dacă ai muncit pentru lucrurile, la uneori lucrurile nu sunt făcute să fie așa cum le plănuiești. Ești tu. Asta a fost marea lecție pe care o trebuie să o învăț. M-a durut foarte mult, deci v-am zis că a fost una dintre cele mai grele lecții pe care le-am învățat eu în viața asta și de atunci acolo am început să văd situațiile și înfrângerile și eșecurile cu alți ochi, pentru că am trecut un experiența aia care a fost practic experiența ce m-a tocat și ce m-a învățat să mă rup și să-mi rup practic mândria, că asta cred că a fost cel mai mult, ceea ce m-a durut cel mai tare, m-a durut că nu am intrat și nu m-am putut mândri că am intrat și-o la facultate și că m-am simțit mai prejos decât alții. Dar pentru că tot rău e spre bine, lucrurile s-au așezat mult mai bine pentru mine. Adevărul e că nu știu dacă mi-aș fi dorit să fi fost la facultate în perioada pandemiei, pentru că eu v-am zis că eu am terminat liceul în 2020. Deci, următorul an și ceva a fost practic școala de acasă, ceva de genul. Asta. Deci, oricum, nu cred că îmi plia foarte mult experiența asta a facultății, pentru că n-aș fi avut-o de la început până la sfârșit. Am reușit să mă apuc de YouTube, pentru că, cu siguranță, dacă m-aș fi dus la facultate, nu m-aș fi apucat de YouTube. Asta e un lucru cert, dar efectiv, Dumnezeu, Universul, spuneți-i cum vreți, o aranjat lucrurile în așa fel încât să pot să mă duc pe drumul meu, chiar dacă nu a fost cel pe care eu mi l-am ales. Și acum mă bucur foarte mult, acum sunt foarte recunoscătoare pentru ceea ce s-a întâmplat, sunt recunoscătoare pentru că am avut de învățat lecții, cum am zis, lecții dure, pe care o trebuie să le învăț și cred că le-am învățat. Acum eu eșecurile mult mai light, nu le iau așa, nu mă mai dau de ceasul morții în momentul în care eșuez, încerc să învăț din eșecuri și să merg mai departe cu capul sus. Dacă ar fi ceva sfaturi ce vi le-aș da eu am după experiența asta pe care am avut-o, că mă gândesc că sunt și oameni aici pe canalul meu de YouTube ce urmează să meargă la facultate și nu știu exact ce vor să facă, ce decizii să iei în continuare, eu vă sugerez că în momentul în care nu știți exact la ce facultate vreți să vă duceți, eu vă zic să vă luați un timp. Chiar dacă înseamnă să vă luați un an de stat acasă, it doesn't really matter. Să stați și să vă gândiți și să luați bine decizia dacă vreți să mergeți la facultate sau nu și la ce facultate vreți să mergeți și luați voi decizia asta pentru voi și nu vă lăsați influențați de ceea ce fac alții, de ceea ce zic alții. Luați decizia asta cu capul vostru. Dacă nu vă puteți hotărî în liceu, nu-i niciun bai, stați mai bine acasă și vă gândiți sincer, dacă vreți sau nu să faceți facultate. Un alt sfat ar fi, bineînțeles, nu luați eșecurile ca și când ar fi ultimul capăt de drum, pentru că lucrurile merg mai bine după aia, vă zic sincer. Eu v-am zis cum am reacționat, nu m-am gândit niciodată că o să aranjeze lucrurile în felul în care s-au aranjat.
dar uneori trebuie să și pierdem ca să câștigăm altceva mai târziu. Și eșecurile nu sunt lucruri rău până la urmă, sunt niște lucruri ce ne învață, ce ne fac mai maturi și ce ne ajută practic să ne dezvoltăm. Și încă un lucru, dacă neapărat vreți să mergeți la facultate, sub orice formă, nu vă puneți o singură opțiune, puneți-vă două, trei și alegeți de acolo, că undeva sigur o să intrați dacă aveți mai multe opțiuni. Nu faceți ca mine dacă nu sunteți persoana asta care merge pe semne, pe planul lui Dumnezeu, pe soartă, pe chestii de genul ăsta. Dacă nu sunteți genul ăsta de persoane, mai bine nu faceți ca mine, că s-ar putea să vă trezesc că nu mereți la facultate. Dar asta e experiența mea cu nemersul la facultate, cum nu m-am dus la facultate și cum e viața acum. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi și sper că ați reușit să luați ceva bun din experiența mea și sper să vă ajute și pe voi în cazul în care urmează să luați decizii de genul acesta. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru cei 300 de abonați, 303 în momentul în care filmez clipul ăsta, probabil când îl postez o să fie mai mulți, Doamne dă! Vă mulțumesc din suflet pentru treaba asta și pentru ceea ce faceți, sunteți efectiv genial și nu vă pot mulțumi mai mult pentru faptul că sunteți aici cu mine all the time. Cum am zis, avem acum program de postat, deci ne vedem în fiecare luni, miercuri și vineri de la ora 19. Lunea și vineri avem clipuri lungi, iar miercuri avem un short. Și asta e tot ceea ce am avut de zis în clipul de astăzi. Nu uitați să aruncați un ochi și peste platformele mele de social media. Sunt toate linkurile în descriere în cazul în care vreți să mă vedeți mai des dacă v-am căzut dragă. Iar până data viitoare, cine ne vedem cu un nou book review, cu un nou story time sau cu orice clip, marca Cristin, God bless you all!